Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în ședință de plen. Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții, în urma promovării unor examene de către personalul de specialitate al Direcției pentru Protecția Copilului. Demersul putea fi însă pus în practică mult mai repede, în condițiile în care examenele au avut loc în luna mai, iar cei care le-au promovat ar fi trebuit să primească salarii mai mari. Noul stat de funcții de la Protecția Copilului, care se supune aprobării plenului, a fost trimis însă la Consiliul Județean cu întârziere. Potrivit legii, actele trebuie analizate, se dezbat în comisiile de specialitate, se trimit comunicări la Agenția Națională a Funcționarului Public potrivit procedurilor și abia apoi sunt supuse aprobării prin vot în plenul Consiliului Județean. Aceste promovări trebuiau făcute de câteva luni. Îi rog pe această cale în viitor conducerea direcției să țină cont în momentul în care se trimit modificări de organigramă, de ROF sau de stat de funcții la Consiliul Județean, să ia în considerare termenele de răspuns de la Consiliul Județean, de la NFP și de la Comisie. Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea noului stat de funcții de la DGASPC Brașov fiind aprobat abia astăzi, diferențele salariale pentru angajații vizați din luna mai și până în prezent vor putea fi recuperate doar prin instanță. Tot în ședința de plen de astăzi a Consiliului Județean Brașov s-a aprobat și modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov.